horror. Ca și concept, a apărut odată cu filmul din anul 1922, Nosferatu. Acesta fiind considerat părintele acestui gen, care ulterior a dat naștere monștrilor Universal, Frankenstein, Dracula, Creature from the Black Lagoon, monștri care au generat interes, uimire, curiozitate și, cel mai important, frica publicului cinefil, fiind extrem de popular în perioada anilor 50. Apropo, aceste filme împart o continuitate comună? Vă spun ca fapt divers să știți că nu universul Marvel au fost primii cu acest concept. În timp, ca orice alt trend, acesta a decăzut în interes, filmele horror fiind retrogradate la statutul de zgomot de fundal, neavând o valoare artistică prea serioasă. Doar că tipul ăsta, în anul 1978, exact ca savantul nebun cu Frankenstein, reînvie interesul pentru filmele horror cu mega hitul The One, The Only, The Classic, Halloween. Halloween este primul film de succes care a perfecționat această subcategorie horror intitulată slasher. Ce e aia? Pe scurt, un tip cu mască care poate sau nu să aibă puteri paranormale, sau ambele dacă ești o franciză inconstantă în propriile reguli și idei, fugărește și încearcă să ucidă un grup de oameni în diferite moduri, până când ultimul din grup care stă în picioare îl păcălește și îl ucide pe tipul cu masca, cel puțin până în următorul sequel, Freddy Krueger. Jason, The Cenobites și alții de acest fel au devenit personaje horror emblematice cu propriile lor francize, remarcându-se prin faptul că puteau distorsiona realitatea. În termeni americani, se numește The Rubber Reality, o realitate de mijloc unde ei acționează între fizic și metafizic. Acest gen a ajutat la readucerea în prim plan a filmelor horror care au fost extrem de populare în anii 80, dar care, din cauza unei supraexpuneri și a unei calități precare evidentă, ajung să devină din nou irelevante. Evident, ca și personajele ce le reprezintă, genul horror în filme nu poate rămâne mort pentru multă vreme. Mai exact, stadiul mortuar a durat până în anul 1996, când o actriță populară și un apel telefonic reînvie din călcâi până în crește interesul pentru horror. Salutare, oameni buni! Eu sunt Alin Pleșcan și asta este Cinebanda lui Alin Horror Edition. Ok, gata, e ultima oră, promit. Fiindcă se apropie Halloween-ul sau la momentul publicării acestui episod este posibil să fie deja Halloween, iar în acest episod vom explora filmul Scream și vom afla de ce a fost filmul unei generații, cum a dat startul genului de filme cu adolescenți și ce îl face pe el atipic și unic față de restul filmelor de acest gen horror. Așa cum ar spune Ghostface, să-l disecăm ca pe un pește. Deși sunt convins că majoritatea știți deja povestea filmului, voi face totuși o scurtă descriere. Sydney Prescott, o elevă a liceului Woodsboro, la un an după moartea mamei sale. Ea, împreună cu grupul ei de prieteni, încep să fie sunați de un străin care este extrem de pasionat de filmele horror. La scurt timp după, aceștia, împreună cu Sydney, devin țintele misteriosului Ghostface. Cine este cu adevărat ucigașul? Ce legătură are el cu moartea mamei lui Sydney? Și de ce este posibil să nu fie doar un singur Ghostface? Și mai mulți! Veți afla voi singur uitându-vă la film, iar pentru cei care s-au uitat, vor sta liniștiți în banca lor altfel? Nimic din ce am povestit nu este wow, dar ceea ce face ca Scream să se distingă de restul este prin faptul că este conștient de sine. Deci, Deadpool înainte de Deadpool. Astfel, apare o nouă dinamică prin provocarea stereotipurilor acestui gen de film, publicul creând o legătură intimă cu personajele. Scenaristul Kevin Williamson spune următorul lucru cu care sunt 100% de acord, și anume, un film de groază trebuie să fie ca plimbatul într-un roller coaster. Trebuie să te treacă prin toate stările, râzi, tresari, țipi, totul într-o singură cursă care are la bază frica și anxietatea. Și fiindcă îmi place să mă laud că acest canal nu este despre a prelua informații de pe Wikipedia, haideți să aflați cu adevărat
Cum a apărut acest film? În anul 1990, ucigașul în serie Danny Rowland a omorât 5 adolescente în orașul Gainesville, California. Timp de 3 zile, Danny a șocat complet populația americană, poreclindu-l măcelarul din Gainesville. Aceste acțiuni au fost mai târziu relatate într-un documentar la care se uita în anul 1994 Kevin Williamson, viitorul scriitor al filmului Scream. Acesta, singur acasă, a început să audă niște zgomote ciudate care veneau din subsol. Aceste zgomote, coroborate cu documentarul, automat i-a indus lui Kevin o stare de panică, crezând că există cineva care încearcă să-l omoare. Povestea de aici devine ușor comică, Kevin îl sună pe tovarășul său, iar din explicații tovarășul se prinde că de fapt nu este nimeni acolo, dar această informație o ține numai pentru el și ca un tovarăș bun ce este, începe să îl întrebe dacă a verificat geamurile, dacă s-a uitat sub pat, dacă a închis bine toate ușile, fiindcă ucigașul poate să fie oriunde. Și fiindcă Kevin, la bază, este scriitor, s-a gândit să se folosească de această experiență, să scrie o poveste în care personajele deja cunosc ce urmează să se întâmple prin prisma vizionării de filme horror și cum a reacționa știind că, într-adevăr, există un ucigaș în serie pe urmele lor. De altfel, în cazul în care nu v-ați prins deja, povestea lui stând de vorbă la telefon a fost reimaginată în scena de început a acestui film. Inițial, filmul a fost intitulat A Scary Movie, dar după ce a fost cumpărat de distribuitorul Dimension Films, a fost înlocuit cu Scream, fiindcă era mult mai marketabil, asociindu-se ușor cu melodia Scream a lui Michael Jackson împreună cu sora sa, dacă nu mă înșel. De ce au făcut asta? Nu are neapărat legătură numai cu Michael Jackson, dar așa cum am spus, în anii 90, filmele horror de felul Nightmare on Elm Street nu mai prindeau la public. Existau filme horror, dar erau mascate ca thrillere psihologice sau erau reinterpretări artistice realizate de regizori celebri. Ca și exemple emblematice aveți Silence of the Lambs, Francis Ford Coppola Dracula sau The Faculty. Ca un mic fun fact, titlul A Scary Movie a fost până la urmă preluat de către Marlon Wayne, vestitul producător de filme parodie, și cu acest nume a făcut parodia filmului Scream. Asta a fost așa doar ca un mic fun fact pentru voi. The more you know! Designul ucigașului Ghostface s-a decis relativ rapid. Acesta urma să aibă veșminte largi, negre, pentru a ascunde sexul personajului, iar modelul măștii a venit ca o sugestie din partea fiului unuia din producători, nefiind altceva decât figura persoanei din tabloul Scream. Scream! Așa cum am spus, Scream este un film slasher simplu, frumusețea lui fiind conștientul de sine social. Personajele fac constant referințe la filme horror și ajung să înțeleagă că sunt într-un film horror prin această scenă deja faimoasă. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. For instance, number one, you can never have sex. Big no no! Big no! The dead man. Even impossible. Sex equals death, okay? Number two, you can never drink or do drugs. No, the sin factor. It's a sin, it's an extension of number. And number three, never, ever, ever, under any circumstances, say, I'll be right back. Because you won't be back. Atacând clișeele deja stabilite de francizele din trecut, cu o abordare să-i spunem un fel de meta-wink-wink la adresa publicului, a rezultat o comedie neagră horror care a reușit să-i facă pe spectatori să râdă și să fie speriați în același timp. Exact cum și-a dorit Kevin Williamson, așa cum a fost el în acea noapte. Succesul răsunător al acestui film nu a fost omis de Hollywood, care instant au dorit să capitalizeze de pe urma lui, dând undă verde la tot felul de producții care aveau la bază actori cunoscuți, dar nu foarte scumpi, jucând roluri de adolescenți, în mare parte excitați, speriați, care erau puși împotriva unui ucigaș în serie. Iar toate aceste producții au copiat vibe-ul filmului Scream, adică puțin horror, puțină comedie.
Dar asta nu a însemnat că toate aceste filme au fost praf sau n-au reușit să-și croiască propriul lor drum. Din potrivă, au apărut noi francize precum I Know What You Did Last Summer și Old Legends. Iar pe lângă asta a reușit să renască și vechile francize precum clasicul și eternul Halloween și, printre preferatele mele, seria Friday the 13th cu Jason Voorhees. Conform unui articol publicat de Vice în anul 2018, filmele horror cu adolescenți de la sfârșitul anilor 90 erau un succes comercial masiv, având parte de aceeași expunere mediatică ca universul cinematic Marvel de acum. Ce putem înțelege din asta este că, în prezent, studiourile au uitat sau nu doresc să înțeleagă că poți face bani și cu bani puțin. Nu este absolut deloc necesar ca fiecare producție să fie un blockbuster în finanțare, ca filmul să devină, la rândul său, un blockbuster. Câteodată, tot ce ai nevoie este de un cuțit, un tip cu mască și de câteva persoane tinere care fac acțiuni prostești într-un setup original. Și dacă nu mă credeți pe mine, sigur o să-l credeți pe Shelley cu filmul său Madhouse. Nu pot să cred că o să vorbesc despre asta, dar uite-ne aici, Shelley și producătorii Madhouse au înțeles foarte bine și au aplicat regulile stabilite deja de Scream, adică nu au adus actori cunoscuți, de fapt nu prea au adus actori, ci au adus influenceri, au adus cântăreți, au adus stand-uperi, au adus polițiști ciudați, mă rog, whatever, toate astea au ajutat enorm filmul, deoarece aceștia au venit deja cu o bază prestabilită de fani, iar la nivel psihologic ești mult mai ușor de păcălit că într-adevăr personajele respective sunt în pericol și până la urmă asta este foarte important pentru că ăsta este rolul filmului horror, să-ți inducă această stare de anxietate și panică. Mai departe, dacă câștigă și un Oscar sau alte premii, e partea a doua, dar având în vedere materialul de lucru, I highly doubt it. Bun, și cam ăsta a fost episodul. Dacă ați ajuns până aici, vă mulțumesc foarte mult, vă apreciez foarte mult pentru treaba asta și dacă tot am ajuns în punctul ăsta, haideți să vă povestesc puțin o chestie extra, câteva informații suplimentare despre acest film. Pe posterul original de promovare al filmului este doar figura actriței Drew Barrymore speriată. Astfel, ca un thumbnail genial făcut de Mr. Beast pe YouTube, a generat foarte mult interes, fiindcă lumea nu știa despre ce este filmul și, neexistând internet, nici nu puteau să verifice. Dar fiindcă au avut un poster excelent, lumea intra fără măcar să știe că e vorba despre un film horror. Cu acest film, regizorul Wes Craven stabilește un record neegalat de nimeni până în prezent, devine cel mai influent regizor al filmelor horror în 3 decenii, 70, 80 și 90. The Last House on the Left în anii 70, Nightmare on Elm Street în anii 80 și, evident, Scream în anii 90. Ok, și acum gata, ăsta a fost episodul. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare. Vă aștept cu mare drag și în următoarele clipuri. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, curiozități, orice altceva, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. V-am pupat. Bye! Horror!